Dacă ar fi să iau de bună vocea străzii, se prefigurează deja circa 15 candidați la fotoliul de primar al municipiului Rădăuți. Deci cam tot atâția câți erau pe vremuri pe un loc la Facultatea de Medicină. Dar nu ne-am propus astăzi să vă spunem despre campaniile electorale câți au fost vreodată pe un loc, ci faptul că poate mulți din cei care își doresc să ajungă primarii Rădăuțiului nu știu absolut nimic despre predecesorilor. În anul 1918, la Viena ia ființă Consiliul Național Român cu menirea de a susține statul român și interesele sale față de teritoriile fostei provincii austriece. Tot atunci, prin 1918, primar al Rădăuțiului era Gheorghe Popadiuc, care și-a încheiat cariera de primar 10 ani mai târziu, lăsând în urma lui prima școală din Rădăuți ce-i poartă și astăzi numele. Tot de numele lui se leagă și începerea construcției aripii de nord a primăriei în 1925, parterul construit de îndată, iar etajul să fie gata după 10 ani, firma constructoare urmând să încaseze chirii de la parter pe o durată de 30 de ani. Petru Teleagă a cărmuit primăria între 1928 și 1933, dar cum vremurile erau tulburi în acei ani, a fost periodic înlocuit de Ioan Cociorvei, în timpul căruia s-a deschis școala evreiască de fete, și apoi de Orest Rușindilar. Imaginați-vă că în 1930 erau în târgul Rădăuților 400 de meseriași, din care doar 99 erau români. Și dacă tot vorbim de vremuri tulburi, precizăm că în acea perioadă doar Popadiuc, Teleagă și Trufin au fost aleși, ceilalți fiind primari numiți. Iată așadar cum istoria se repetă uneori. Tot în perioada interbelică se clădește localul Băncii Naționale, se pavează centrul orașului, se îndiguiește și pietruiește toplița pe o lungime de 750 de metri și în 1937 încep lucrările la actuala Casă de Cultură. Anul 1938 îl găsește în fotoliu de primar al Rădăuțiului pe Isidor Cârdeiu, care constată că față de 1918 numărul clădirilor din Rădăuți s-a dublat. Acesta a fost urmat un an mai târziu de Ștefan Leontovici. În 1940 a fost primar Emanuel Băncescu, iar din 40 până în 41 Vladimir Popovici. Vorbim de vremuri în care populația orașului a scăzut dramatic din cauza repatrierii germanilor și deportării evreilor. În 1941, din 6.000 de evrei au mai rămas în Rădăuți vreo 5 familii mai de vază, împreună cu câțiva angajați. Anii de război sapă nume noi în galeria primarilor rădăuțeni, ce se succed uneori la intervale mai scurte de un an. Virgil Poleacu, Simeon Cloșcă, Constantin Colibaba, până în 1944, când tot pentru câteva luni conduce primăria Beryl Sporn. Comunismul timpuriu îl menționează primar din 44 până în 46 pe Grigore Iliescu Marsilieni, iar în 1946 fotoliul de primar și-l împart Grigore Zeletin Bărbuță și Nazarie Simota. Următoarele mandate ale edililor ce au slujit orașul tronând între drapelul tricolor și cel cu seceră și ciocan au fost de câte 2 ani. S-au succedat Teodor Sântu, Petru Martinescu, iar din 1952 și până în 1956 orașul a fost condus de două femei, Cornelia Cornea și Viorica Popescu. Dumitru Moiseanu a fost primar între 1956 și 1958, când a fost înlocuit pentru un an de Ioan Nasadiuc. Între 1959 și 1963 s-a bucurat de funcția de primar tovarășul Ioan Ploșceac, sub cărmuirea căruia s-au finalizat lucrările la Catedrala Rădăuțiului, sfințită în 1961, anul în care se construia și fabrica de mobilă de la Rădăuți. Între 1963 și 1968, orașul a fost condus de Gavril Galan. Din 1968 până în 1970 a fost primar Dumitru Iacob, urmat 4 ani de Viorel Brădățean. Din 1974 până în 1978 a fost primar Viorel Brădățeanu. Cel mai longeviv primar din funcție
Mihai Frunză și-a început primul mandat în 1978, mandat ce avea să dureze până la puțin timp înainte de Revoluția din 89, când a fost înlocuit de către Ioan Câmpan. Multe sunt amintirile lăsate de epoca Mihai Frunză, dar cele mai elocvente se văd și astăzi, Alea Voievozilor, finalizată în 1984, și statuia lui Bogdan în 1986. Zorii democrației găsesc primăria Rădăuți cu geamurile sparte, dar condusă de o mână de inimoși, în fruntea cărora va rămâne în istorie doctorul Luca Nicolae, înlocuit apoi, în 1990, de Vasile Puha și Viorel Brădățeanu. Între 1992 și 1996 a fost primar Viorel Năsăudeanu, sub conducerea căruia orașul devine municipiu, în 1994. 1996 este anul în care Mihai Frunză preia cel de-al doilea mandat și își încheie cariera în 2008, când la primăria Rădăuți vine Aurel Olărean, pentru aproximativ un mandat și jumătate, întrerupt de procurorii DNA. Ce-a urmat, ne aducem cu toți aminte, vremuri tulburi cârmuite de viceprimarii Ciubotariu, Maerean, Andronachi, secretarii Valentin Onciu, Marinică Sofroni și apoi viceprimarul Bogdan Loghi. Fie că au aparținut unor partide istorice, au fost aleși sau au fost numiți de prim-secretarii de partid, cu toții au zgâriat istoria, indiferent dacă mandatul lor a fost de o lună, un an sau chiar o zi. Campania care vine ne pune în fața întrebărilor: cine merită cu adevărat să intre în galeria numelor citate astăzi? Ce calități trebuie să aibă? Cine e în stare să schimbe mentalitatea politică? Oare nu cumva ar trebui să schimbăm mentalitatea electoratului?